organizat. Doamnelor și domnilor, un rând furtunos de aplauze pentru Dan Badea! I know. Era timpul. Le-am zis că nu o să vin vreodată să fac roast pentru nimeni. Deci, Costel pentru tine. Okay. E lejer. Mi se pare cel mai curajos dintre noi. Mi se pare cel mai asumat. Pentru mine este un model. Adică erau niște subiecte pe care nu le-aș fi abordat niciodată în stand-up-ul meu dacă nu îl vedeam pe el cât de mult se duce. El se duce foarte mult. Rostul este ceva destul de înălțător, să știi, e ceva foarte catarsis-și. Acolo cumva se stabilește, se consolidează relația de prietenie. O să mă simt destul de ciudat pe scenă, dar am simțit că la Costel am mai multe să spun, pentru că îl iubesc din tot sufletul meu și atunci cui să faci rost dacă nu lui? Pentru început, vreau să vă spun că m-a onorat invitația voastră de a face mișto de Costel, deși a făcut destul natura. În continuare, puțină istorie, așa cum este și cariera lui Mihai. Costel s-a născut pe 12 martie 12. În 1982 în Moldova, la Bacău. Asta înseamnă că ai lui l-au conceput, vreau să precizez pentru familia ta, l-au conceput înseamnă că au făcut sex undeva prin iunie, adică cu 3 luni înainte de culesul viei. Deci, spre deosebire de Bordea, este un copil făcut din dragoste și nu la beție. E un copil făcut din vie. Dar poate e un copil făcut din obligație. Bun. Faptul că a fost conceput în luna copilului l-a făcut pe Costel să rămână un copil până acum, la 40 de ani. Cel puțin, asta spun cei care l-au văzut cu pantalonașii în vine. Și a petrecut copilăria la Bacău, oraș în care evenimentele notabile apăreau doar la știrile de la ora 5. Legenda spune că, indiferent cât de beat este, Costel tot se poate feri de o scrumieră care vine spre capul lui. Nu și de o sticlă de bere. Da. Pentru că un moldovean adevărat nu refuză o băutură, indiferent cum ar veni spre el. Inside joke. Mi-am luat o sticlă de bere în Arad la un spectacol, spre față. Când a crescut și a realizat ce vrea să facă în viață, Costel a făcut ce fac toți moldovenii. A venit la București. Italia, Germania și Spania erau ocupate deja, pline. La București, Costel s-a înscris la Facultatea de Automatică și Calculatoare, motivând că ăsta e viitorul. Bine, viitorul lui pe vremea aia ar fi fost în construcții, dar nu l-a ajutat fizicul. Și apropo de fizic, deși nu este cel mai corpolent exemplar din showbiz, pe Costel îl poți remarca imediat dintr-o mare de oameni, asta e dacă singurul care stă în picioare când toți stau jos. Tu vorbești. Eu vorbesc. Ajutat de aspect, dar în special de accent, este admis la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, în loc în care Costel s-a întâlnit cu alți moldoveni, care, bineînțeles, nu mai aveau loc în Italia, Spania sau Anglia. La un ATC, Costel a intrat penultimul, deoarece în anul acela admiterea s-a făcut în ordinea înălțimii. Glumesc, s-a făcut în ordinea greutății, toate celelalte locuri fiind ocupate de Micuțu. Da. Adrian Nicolae Nelu Cortea. Da? Da, da, să se știe că au fost chiar oameni talentați. Am spus asta ca nu cumva cei de la UNATC să se simtă foarte prost pentru calitatea actorilor pe care îi formează în ultima perioadă. Mihai, tu stai liniștit, ești excepția de la regulă, zici că nici n-ai trecut pe acolo. Minciuni, domnule! Oricum, minciuni! Răutăți! Oricum, la cum te comporți, zici că ai terminat Institutul de Teamă și Chin. Gluma zilei! Maestre! Da. Șervețele! Revenim la Costeluș. Costeluș are față de actor, dar nu-l ajută numele. Cred că toată lumea știe că îl cheam Costel Bojog. Da. Bojog care înseamnă plămân, corect?
Pe Costel îl știm toți ca stand-upper, puțin știu însă că este, sau mai bine spus a fost, ca și Bendeac aici de față, actor de film. Ați auzit bine? Costel a jucat în două producții mari și slabe, București. Eu nu știu. București Non-Stop și West Side Story. Hai mă că am jucat și în 4-3-2. 1, stop. E timpul. Spuneam mai devreme că deși are o vârstă respectabilă, Costel încă are alura asta de copil. Dacă nu ar fi celebru, probabil că nu i-ar vinde nimeni țigări, alcool sau prezervative. Bine, de fapt prezervative nu că nu folosește, pur și simplu nu le înțelege rostul. Prima oară când și-a pus un prezervativ pe cap era să moară asfixiat. Și iată, de atunci n-a mai purtat, tocmai de asta are 3 copii. Este singurul om din lume pe care îl știu care după vasectomie a mai făcut un copil. Este prolific, Delia, nu te văd bine lângă el. Ai avut la bancă sau? Nu. Pur și simplu, așa au spus și medicii, nu a fost o minune, a fost doar prostie. Voi explica. Viva ciumul! A fost o operație prematură, să zic. Vorbind în continuare despre prezervative, am înțeles, Mihai, că nici tu nu porți. Umblă vorba că tu preferi metoda retragerii. Da. Și vorbind despre, vorbind despre retragere, de aici când o să te retragi? Corect. La pensie? Asta înseamnă că mai avem 2 sezoane bune. Delia, jurata noastră de 5 stele Diamond Plus All Inclusive, care visează la All You Can Eat. Sub pupitru tău ai atâta mâncare că piața Matache o să schimbe numele. Să știi că ai lângă tine un mare admirator care are o întrebare. Cine te-a făcut om mare? Și are 3 variante de răspuns. Sandwichul cu pâine moale, pufuleții cu sarmale, orice este de mâncare. Chelu, că trebuie să spunem și despre tine. Nu o să-ți vină să crezi, dar tu și Costel aveți foarte multe lucruri în comun. Operele voastre conțin același limbaj. Publicul care nu-ți înțelege ție muzica este același care aruncă în Costel cu scrumiere. Bombardier's Game. Hai. Da. Știu că-l invidiez pe Costel pentru părul lui. Indiferent cât de scurt l-ar tunde, crește la loc ca iarba. Și miroase ca iarba. El nu s-a tuns, l-a vândut cu 60 gramul. Apropo, știți că pe Costel au vrut să-l ia ca imagine pentru un celebru brand de șampon? Nu știți, au vrut. Dar pentru că el n-are mătreață, au luat-o pe Adelina Pestrit. Oh, shit, man. Da. No. Dar să mă întorc la Costel, nu în sensul ăla că eu nu sunt drăgulin, Mihai. Nenorocitule! Costel, primul tău special a fost sex, droguri și copii, deși ordinea corectă era droguri, sex, copii, regrete. E pentru toată lumea asta. Hai să lăsăm gluma la o parte, cam ce face micuțul în ultima vreme. Oi. Costel, lăsând orice glumă la o parte și orice texte, știi, dolul meu, te iubesc din tot sufletul. N-o să oi niciodată turneul nostru din Danemarca și Anglia, în care mai știu doar că am fost în turneu. Îmi place la nebunie și mă inspir pentru că ești vulnerabil, ești curajos pe scenă, ești un nebun frumos. Mulțumesc! Hai! Fihat! În loc de palme, vino să ne îmbrățișăm. Colegul meu l-a făcut dreptate. I love you. Așa. I love you too, man. I love you, bro. Hai să ne vedem la emisiunea aia mișto. Hai. Hai să facem. Bravo, mă, bă, tine.